Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Nileia lui Cazelececa Șerbeti, care este plin de conflicte, a povestit despre dragostea lui pentru Feiza Civelec. Potrivit lui Feiza Civelec, ce este dragostea? Feiza Civelec a jucat rolul vecinei lui Feriha, Clara, în serialul TV, Adn. Feriha Koydum, difuzat din 2011 până în 2012, cu Hazal Kaya și Atay Uluzoy. Astăzi se va vorbi mult despre comentariile actorului care joacă în serialul Kizilcik Serbet despre dragoste. Civelec a spus, nu există nimeni în viața mea în acest moment, urmăresc mereu știrile din reviste. Văd că oamenii din lumea artei este cu prietenele sau foștii prietenilor săi. Prefer să fiu singur decât să fiu așa. Nu avem încredere în nimeni, declarația a lăsat în minte un semn de întrebare. Cât despre dragoste, el a descris-o spunând, dragostea este motivul pentru care mă trezesc dimineața și adorm noaptea, se știa. Actorul de succes l-a urmărit pe Atay Uluzoy, care a jucat o perioadă în același serial și a încercat foarte mult să aibă o relație. Se știe că Feiza Civelec, despre care se știe acum că are o relație proastă cu Slater Kolu, este din cauza crizei pe care au trăit-o din cauza relației lui Atay Uluzoy cu Sla. Vestea că Slater Kolu și Atay Uluzoy vor participa la același proiect l-a înfuriat pe Feiza. Acesta i-a spus lui Sla pe platoul de filmare, nu vă faceți griji pentru Atay, vechea mea iubire. S-a aflat că Slater Kolu era foarte supărată pe aceste cuvinte și cei doi nu s-au înțeles niciodată după acea zi. Acuzațiile nu s-au terminat aici. Se crede că faptul că Slater Kolu i-a fost acordat recent un rol mic în serial este o mișcare deliberată a lui Melis Civelec, mama scenaristului Feiza Civelec. S-a spus chiar că Sila ar părăsi serialul dacă această situație nu va fi oprită. Se pare că se spune chiar că motivul pentru aceasta este criza pe care a avut-o cu Feiza Civelec. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!